Bună ziua, sunt Tatiana Anastas și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Un moldovean a decedat în tragedia de lângă Genova, unde un pod s-a prăbușit. Ultimul bilanț arată 39 de morți. Iar la Sankt Petersburg, 4 moldoveni au fost răniți după ce au căzut de pe schele în timp ce lucrau pe un șantier. Sindicatele cer 9 zile libere pentru bugetar la sfârșit de august. Un moldovean cu cetățenie română a murit în tragedia din Italia, unde un pod s-a prăbușit cu tot cu mașina, anunță Ministerul de Externe de la Chișinău. Bărbatul, în vârstă de 44 de ani, lucra ca șofer de tir, era căsătorit și avea 3 copii minori. Ultimele date arată că 39 de oameni au decedat, iar 12 sunt încă dați dispăruți. Informația că un moldovean se află printre victimele dezastrului de pe autostrada A10 de lângă Genova a fost publicată astăzi la amiază de Ministerul de Externe de la noi. O rudă de-a victimei ne-a povestit că bărbatul avea 44 de ani și era originar din satul Taraclia, raionul Căușeni. Lucra ca șofer de tir la o companie din Franța, iar în momentul prăbușirii podului era singur în camion. Bărbatul a lăsat în urmă soția cu 3 copii minori. Între timp, Bucureștiul a anunțat că 2 români au decedat după ce viaductul s-a dărâmat. Primul era un bărbat de 36 de ani, care lucra în străinătate de ani buni. Pe pagina sa de Facebook este scris că era din Dolj și lucra și el ca șofer de tir. În imagini se vede camionul acestuia zdrobit. Identitatea celuilalt cetățean al României nu a fost stabilită. Jurnaliștii unui ziar local au adunat la un loc poveștile victimelor, ale căror nume sunt deja cunoscute. 2 soți originari din Italia și fiul lor au murit când mașina acestora a căzut de pe un pod. Din autoturism, salvatorii au recuperat un telefon mobil încă funcțional, pe care era înregistrat un apel pierdut de la mama unuia dintre ei. Alți 2 tineri proaspăt logodiți traversau podul cu mașina când acesta s-a dărâmat. Ambii lucrau în domeniul medical și urmau să se căsătorească la anul. În tragedia de pe podul Morandi și-au pierdut viața și un cunoscut bucătar șef în vârstă de 64 de ani, împreună cu soția sa. Printre ruine a fost găsit și un supraviețuitor. Bărbatul, care este fotbalist, spune că este un miracol că a rămas în viață. Mașina sa a căzut în gol 30 de metri, dar s-a blocat între coloane și piatră. Acesta nu s-a ales cu nicio zgârietură. J'avais l'impression d'être dans un film. J'ai entendu un bruit sourd et j'ai vu les voitures devant moi qui tombaient. Puis j'ai vu la route s'effondrer et je suis tombé avec elle. 300 de pompieri și 400 de polițiști au fost mobilizați imediat. Operațiunea de salvare s-a dovedit a fi extrem de dificilă din cauza ploii și a mormanului instabil de bucăți de beton și fiare. E un po' come lavorare su un terremoto, si tratta quindi di penetrare queste macerie che purtroppo sono masse notevoli perché il ponte è notevole, la parte di ponte è crollata, quindi la difficoltà è questa, rimuovere queste macerie garantendo la sicurezza degli operatori perché non rimangano schiacciati e poi penetrare man mano all'interno e andare a verificare se ci sono. În privința cauzei incidentului, opiniile sunt diferite. Ministrul italian de interne spune că un vinovat indirect ar fi Uniunea Europeană și constrângerile bugetare impuse Italiei. Unii martori au afirmat că viaductul s-a fisurat după ce a fost lovit de fulger, informație care nu a fost confirmată deocamdată de șeful Agenției Italiene pentru Protecție Civilă. Cu toate acestea, probleme majore legate de siguranța acestui pod au fost semnalate încă acum 2 ani de către un inginer din Genova, care spune că motivul ar fi coroziunea cablurilor de oțel care susțin structura. Acesta mai spunea despre podul Morandi că este un eșec al ingineriei. După ce în primii 30 de ani structura a necesitat continuu lucrări de întreținere foarte costisitoare. Porțiunea care s-a prăbușit avea o lungime de aproximativ 80 de metri. În jur de 30 de mașini mici și 5 camioane au căzut în gol de la aproape 50 de metri înălțime. Podul a strivit și 2 depozite. Cunoscut ca și podul Brooklyn al Genovei, viaductul Morandi este de regulă intens circulat. Acesta a fost construit în anii 1960, iar în 2016 a fost consolidat. Noi lucrări de reparație care vizează fundația erau în desfășurare când a cedat. Compania care opera autostrada susținea că podul nu prezenta niciun risc și era monitorizat în permanență.
Patru moldoveni au fost răniți în timp ce lucrau pe un șantier din Sankt Petersburg. Schelele pe care efectuau lucrări de consolidare a fațadei clădirii s-au rupt, iar aceștia au căzut în gol de la etajul 3. S-au ales cu diverse traumatisme, iar starea lor este stabilă. Incidentul s-a produs ieri dimineață în centrul orașului Sankt Petersburg. Cei patru moldoveni împreună cu un cetățean rus reparau fațada unei clădiri. La un moment dat, schelele s-au rupt, iar muncitorii s-au prăbușit în gol. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. La fața locului au venit 7 ambulanțe, poliția și salvatorii. Ulterior, presa rusă a anunțat că unul dintre muncitori a decedat la spital. Incidentul s-a produs din cauza nerespectării normelor de securitate. Ministerul de Externe de la Chișinău a declarat că cei patru moldoveni s-au ales cu diverse traumatisme, iar acum se află în stare stabilă. Inspectoratul pentru situații de urgență a anunțat că la solicitarea premierului va perfecta toate procedurile necesare pentru a-i aduce acasă pe moldovenii răniți. Bugetarii ar putea avea o mini-vacanță de 9 zile la sfârșitul lui august. Confederația Națională a Sindicatelor a propus acest lucru guvernului. Unii salută inițiativa, în timp ce alții spun că moldovenii au și așa prea multe zile de odihnă. Executivul va lua o decizie săptămâna viitoare. Reprezentanții sindicatelor au înaintat guvernului o solicitare în care cer pentru bugetare mai mult de o săptămână liberă în perioada sărbătorilor naționale de la sfârșitul lunii august. Documentul prevede că în perioada 25 august-2 septembrie toate zilele să fie de odihnă, iar cele de 28, 29 și 30 august să fie recuperate ulterior pe parcursul anului. Trei zile acestea care sunt, nu sunt atât de productive. 28, 29, 30. 30 este o zi scurtă, pentru că o zi pe la limba noastră. Pe urmă, 3 zile se poate de lucrat în perioada septembrie, octombrie, noiembrie. A fost un singur motiv să creăm condițiile mai bune pentru salariați care au nevoie de odihnă și de pregătire de iarnă. La urmă, urme, moldovenii se pregătesc. Cine știe care va fi iarnă. Am avut concediu iarna asta. Mi-e de ajuns. Mai bine la muncă? Da, lucru e lucru. S-ar putea încrepar pe 8 septembrie. Vacanța pentru toți e plăcută, mai ales când se duc la mare, că cum e mai ieftin. Trebuie de lucrat. Pur și simplu, la noi lumea nu chiar e învățată să muncească. Eu și sâmbătă și duminică muncesc și eu sunt deprinsă să muncesc. Așa că dacă ar munci fiecare la noi în Republică, ar fi foarte bine. Să fie copilul lângă mine încă o zi, stau eu liniștită, dar și nu. Unii consideră că propunerea sindicatelor are legătură cu protestul anunțat de opoziție la sfârșitul lunii august. Sindicatele cei ce au propus, bun, este și partea bună, pentru că e o mini-vacanță în plus pentru profesori, dar nu asta e, de fapt, realitatea. Realitatea e alta. În primul rând, este o legătură cu evenimentele care să aibă loc din 26 august. Cei de la sindicate spun însă că nu este așa. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a propus spre dezbatere acest subiect, iar săptămâna viitoare guvernul urmează să ia o hotărâre. În acest an, bugetarii au mai avut parte de alte 3 mini-vacanțe de sărbători. Scandal ca la ușa cortului, la punctul de trecere a frontierei, Tudora Starau Cazacie, o femeie la volanul unui Mercedes, a fost luată la rost de șoferii care așteptau la coadă când a încercat să treacă vama fără rând. Dragoia, nebună și tu seama la urmă! Eu mă duc și chem și voi adaua. E, dragoia! Motiv? Un astăcu e vreau să șapă el! Și de atâta eu mă duc. Eu vreau să chem. Spravcu, primiți! Un grăinicer ucrainean a încercat să calmeze spiritele. Cu ce s-a terminat incidentul, aflați în câteva minute la știri. Moldova a fost și astăzi ca o plită încinsă pe care oamenii s-au copt dacă au fost nevoiți să iasă în stradă. Multă lume s-a oprit ca să ceară ajutor și un pahar de apă la corturile instalate de salvatori. Iar cine a avut zi libere s-a refugiat la piscină, căci măcar acolo se mai putea respira normal. Chișinăul a sfârâit și astăzi sub soarele dogoritor. Orășenii au luptat cu temperaturile înalte cum au putut. Pompierii din corturile instalate în capitală spun că apa este consumată cu mare viteză, de parcă se tila ar da peste cap buteliile. Persoanele la cortul dat pot să dăpostească pentru a se feri de soare, la umbră să stea, și să servească un pahar de apă rece. În caz de necesitate, se acordă primul ajutor medical și se apelează serviciul 112. Cei care se pornesc la drum lung suportă cu greu zăpușala, mai ales că în autobuzele care merg în sate nu este aer condiționat. Ce se fac? Mamă,
muncesc, mă dezbrag. Cât trebuie să undeva, chiar și pe căldură, dar oricum trebuie să pleci. Unii trebuie și... Este foarte greu, în unele, chiar în unele rutiere nu sunt, adică nu sunt specializate cu echipament special, cu diferite modalități care deschid geamurile, care pornesc condiționerul. Nevoile ne împing ca să mergem pe așa căldură. Chinuiți sunt și cei care călătoresc cu transportul public prin oraș. În microbuze sau troleibuze e ca în saună. Iar așa, ne chinuiem. E foarte cald. Trebuie condiționer. Mulți tineri au dat astăzi fuga la piscinele din capitală, chiar dacă este mijloc de săptămână. Relaxez cu prietenii, cu familia, familia la piscină, să ne odihnim ca toți oamenii. Mi-a recomandat o prietenă. Super, nici nu simt căldură. Dacă v-ați cumpărat o înghețată, atunci trebuie să aveți mare grijă să nu rămâneți fără ea. Din cauza temperaturilor înalte, înghețata se topește în timp record și mai riscați și să vă murdăriți. Potrivit meteorologilor, cel mai cald a fost astăzi la Bravicea, unde s-au înregistrat 34 de grade, iar în capitală au fost 32. La soare au fost ca și ieri, aproape 40 de grade. Codul galben de canicule este în vigoare până mâine, iar ulterior se va răcori, dar numai cu câteva grade. Atunci local va ploua. Consumați câte un pahar cu apă la fiecare 20 de minute și nu uitați pălăriile și hainele vaporoase. Ca să puteți trece, face față caniculei, medicii vin cu un șir de recomandări. Nu ne răcorim cu bere, cafea, orice ai rece și nu stăm în soare la orele amiezii. Ferind de razele puternice ale soarelui anumite părți ale corpului, puteți rezista căldurii fără a avea apoi probleme de sănătate. De exemplu, medicii ne sfătuie să purtăm pălării, ori să avem o eșarfă pe care să o umezim de câteva ori și să o punem la ceafă. În schimb, nu trebuie să ne răcorim cu apă rece. Deși la moment putem avea o senzație de răcorire, ulterior temperatura din corp crește și mai repede. Nu vă sfătuim să folosiți nici băuturi alcoolice, nici băuturi care conțin multă cofeină și zahăr. Dar apă plată, iaurturi, chefiruri, puteți să folosiți. Nu este recomandat să vă răcoriți cu bere și nici cu înghețată. Consumați fructe și legume care conțin multă apă, castraveți, roșii, dovlecei, dar și pepenele verde ori piersicii. Și nu uitați să beți câte un pahar cu apă la fiecare sfert de oră. Medicii recomandă dușuri călduțe și des atunci când veniți înfierbântați de afară. Iar dacă vă aflați la birou ori în oraș, o să vă salveze câteva trucuri. De exemplu, dacă țineți încheieturile mâinilor sub apă rece timp de 10 secunde, o să vă simțiți mai bine încă o oră. Ca să nu cedați sub soarele dogorător, evitați ieșirile în oraș la amiază. Este extrem de periculos să vă aflați afară între orele 11 și 17, ori stați cât mai mult la umbră sau în apropierea ștrandurilor. Cei mai afectați în aceste zile de foc sunt copiii, vârstnicii, dar și oamenii care suferă de boli cardiovasculare. Totuși, orice persoană care stă în soare și nu este bine hidratată ar putea avea nevoie de ajutorul medicilor. Cefalee, vertejuri de cap, amețeli, chiar și hipotensiune poate să apare din cauza dilatării vaselor sangvine. Și chiar și pierderi de conștiință. În primul rând, trebuie pacientul să iei poziție orizontală, cu picioarele ridicate, să fie mai ridicate decât capul. Ori dăm să bie apșoară, ori umizim piele. Totodată, pentru a menține o temperatură mai scăzută a aerului în locuințe, ar fi bine să acoperiți geamurile cu jaluzele sau draperii, dar și să folosiți cât mai puțin aparatele electrocasnice. Un băiat de 15 ani a fost transportat de urgență de la Florești la Chișinău cu un elicopter smurt Galați. Acesta a suferit mai multe traumatisme în urma unui accident rutier. Fiind pe motocicletă, el a fost lovit de o mașină care a intrat pe contrasens. M-a preluat un pacient de la Spitalul Florești din Republica Moldova. A fost adus la Spitalul din Chișinău pentru investigații suplimentare și amănunțite. Prezenta traumatism la nivelul membrelor inferioare și superioare. Pacient conștient, stabil, hemodinamic și respirator pe timpul transport. Elicopterul a aterizat pe stadionul Dinamo din capitală. Pe tot parcursul zborului, pacientul a fost monitorizat de medici. Aceasta este a 15-a intervenție aeromedicală smurt România în Republica Moldova. Cel de-al șaptelea moldovean decedat în accidentul din Caluga a fost adus astăzi în Moldova. Acesta avea 43 de ani și era din Căușeni. Corpul neînsuflețit a fost preluat de rude pentru a fi înmormântat.
Bărbatul de 43 de ani, care a fost internat în stare gravă la un spital din Rusia în urma accidentului din Kaluga, nu a putut fi salvat. Он почти всю неделю находился в коме и вот, к сожалению, скончался в больнице специальным транспортом с холодильной установкой. Он был доставлен в Республику Молдова. În Federația Rusă rămân internați în spital încă doi moldoveni, un bărbat care se află în comă și o femeie a cărei stare este stabilă. Ea va rămâne acolo pentru tratament de plin. Accidentul a avut loc acum 9 zile în apropiere de Kaluga. Atunci, un microbuz cu moldoveni a fost lovit de un alt autoturism care a intrat pe contrasens. 6 persoane au murit pe loc, iar 5 răniți au fost aduși la Chișinău cu trenul de la Moscova. Scandal la punctul de trecere Tudora Starocazace, o șoferiță la volanul unui Mercedes a încercat să treacă vama fără rând în timp ce peste 100 de mașini așteptau la coadă. Indignați de tupeul acesteia, oamenii au blocat automobilul refuzând să o lase să treacă. După un scandal ca la ușa cortului, a intervenit un grănicer ucrainean. Incidentul a fost filmat de un martor. Dragaia, nebună, și tu seama e urcă! Eu mă duc și chem și voi atau. Ei, dragaia! Motiv? У нас такой вариант уже был. Ши, я ты-то ее могу. Ее обратно. Справку принеси, пожалуйста. Я посмотрю. Potrivit martorilor, incidentul a avut loc în după-amiaza zilei de ieri, în timp ce în vama ucraineană se formase un rând de peste 100 de mașini. Șoferița de la volanul Mercedesului a vrut să treacă fără rând, însă ceilalți conducători auto care așteptau nu au lăsat-o. Inițial, i-ar fi invocat că se grăbește întrucât cineva se află pe patul de moarte, argument care însă nu i-a convins pe ceilalți șoferi. Ulterior, femeia le-ar fi spus că întârzie la avion. Când scandalul a început să ia amploare, de grupul de oameni s-a apropiat un grănicer ucrainean. În descrierea filmului mulețului martorii au scris că acesta ar fi vrut să o escorteze pe șoferiță până la ghișeu. Oamenii nu s-au lăsat înduplecați, iar polițistul de frontieră ucrainean a fost nevoit să le facă pe plac celorlalți șoferi, ceea ce a nemulțumit-o pe șoferița de la volanul Mercedesului. Тебе не имеем никаких. Нет, нет. Ну ладно, все. Да, очень. Скоро это, ну... Astfel, femeia a făcut cale întoarsă și și-a așteptat rândul ca toți ceilalți șoferi. Sătenii din Tănătari Căușeni sunt nemulțumiți că drumul din localitate este reparat de mântuială. Se toarnă asfaltul direct peste praf. Dar și nu se vede, ia uite, iaca, și zvare, ia uite, și nu se vede și aici. Banii duși în aer. Ar trebui și bioncă spui, spui smoala asta să aibă și să lichie. Aici vine o apă, iaca, cum vine, că la noi apa, cum din deal vine, s-o dus tot asfaltul. Muncitorii susțin că fac ceea ce le spun șefii, ce decizie a luat primarul, aflați în continuare. Călătorie plină de neplăceri pentru pasagerii care s-au pornit duminică de la autogara din Fălești. În drum spre Chișinău, autobuzul s-a umplut de fum de 2 ori. Deși după primul incident oamenii s-au revoltat și au coborât, după câteva minute șoferul a decis să continue drumul. Despre asta am aflat abia astăzi, când o pasageră ne-a trimis imagini. Autocarul a pornit la amiază din autogara Fălești și urma să ajungă la Chișinău. Pe drum însă acesta s-a defectat de 2 ori și s-a umplut de fum. După ce salonul s-a umplut de fum pentru a doua oară, pasagerii au refuzat să mai urce și au cerut să li se pună la dispoziție alt autobuz, care a venit peste o oră. A oprit autobusul, evident, a încercat acolo ceva să facă, a văzut că și pasagerii au început să revolte. Eu știu că circul cu rutile este din Fălești-Chișinău de mai mult de 20 de ani. Autobusul ăsta era circulat când eram eu studentă. Potrivit mai multor șoferi de la Autogara de Nord, care circulă pe același traseu, autocarul, care este destul de vechi, este scos pe rută doar în zilele de weekend, atunci când fluxul de pasageri este mai mare. În rest, circulă doar microbuze. Administrația firmei care aparține vehiculul nu a fost de găsit pentru comentarii. Poliția suedeză a arestat 2 tineri suspectați că ar fi incendiat în cursul nopții de luni spre marți circa 100 de mașini. Oamenii legii consideră că este vorba de un grup organizat care își coordona acțiunile pe internet. Aceștia mai aruncau petarde și atacau poliția cu pietre. Yeah.
Incendierile au avut loc în mai multe localități ale țării. Numai în Göteborg, 88 de autovehicule au fost distruse sau variate sever, în timp ce la circa 70 de km mai la nord, în Trollhättan, au avut loc scene similare și tinerii au aruncat cu pietre în polițiști. Fiind mascați și îmbrăcați în negru, aceștia aveau canistre de benzină și bâte cu care stricau geamurile mașinilor. Tinerii au fost văzuți aruncând petarde, iar unul din martori a spus că într-un automobil a fost aruncat un cocktail Molotov. Autoritățile cred că aceste acțiuni au fost coordonate și organizate pe rețelele de socializare. Incendierea mașinilor nu este un fenomen nou în Suedia, astfel de acțiuni având loc și în anii trecuți în mai multe localități. Incidentele au provocat reacții dure pe scena politică a țării, unde în mai puțin de o lună vor avea loc alegeri legislative. Premierul suedez crede că este vorba de ceva bine coordonat, aproape ca o operațiune militară. Liderul opoziției a vorbit însă despre un tipar foarte preocupant al acestor acțiuni, în care huliganii terorizează oamenii fără a ști foarte bine care este scopul lor. Cu doar două săptămâni înainte de începerea anului școlar, orașul nu este pregătit pentru ca elevii să ajungă în siguranță la ore. Trecerile de pietoni nu sunt marcate, iar limitatoarele de viteză stricate. Poliția a făcut o inspecție și a avertizat autoritățile locale să ia măsuri. Hai pe aici, hai. Trecerile de pietoni din preajma liceului teoretic Kiril și Metodiu de pe strada HD-ul pot fi observate cu greu. Ele nu au mai fost marcate anul acesta. Directoarea instituției spune că trecerile ar trebui neapărat vopsite pentru a putea fi văzute de la distanță de șoferi. Și asta pentru că elevii merg des pe acolo. Как мы готовимся к новому учебному году? Также, конечно, очень важно, чтобы были готовы и дороги. Если нет разметки пешеходной, то она и незаметна. Pe alte străzi în preajma școlilor este aceeași problemă. Trecerile de pietoni parcă nici nu sunt. Îngrijorați de asta sunt mai ales părinții. Educăm copiii așa că să treacă la zebră, la semafor, la, și dacă toate astea lipsesc, bineînțeles că e periculos pentru copii. Lumina e, acum e soare, e vară și e greu de observat când trece vreun prieton. De regiunea unde eu locuiesc, lasă de dorit. Ar trebui un pic să se pregătească. Iar limitatoarele de viteză amplasate în oraș sunt pe jumătate distruse. În fața liceului Ștefan cel Mare de pe strada Florilor, șoferii trec cu ușurință prin spațiile rămase libere și nimic nu-i mai obligă să micșoreze viteza. Tatiana spune că fiica sa va merge peste două săptămâni la acest liceu în clasa 1. Nesiguranța din trafic o neliniștește. Половина сломана, с другой стороны вообще нету. Можно было обратиться к тому, чтобы подготовили город. Înainte de începerea anului de învățământ, reprezentanții Inspectoratului Național de Patrulare au inspectat trecerile marcate în apropierea școlilor și au luat act de toate aceste nereguli. Semnalizări rutiere, aici ne referim la cele indicatoare rutiere care trebuie să fie instalate până la treceri de pietoni. Nu în ultimul rând, fie lipsa, fie prezența marcajului, dar ineficientă, marcajul șters, marcajul rutier șters la treceri de pietoni. Și nu în ultimul rând, iluminarea stradală la trecerilor de pietoni. Au fost expediate prescripții în adresa autorităților ca să lichideze neajunsurile. Contactat de Pro TV, șeful Regiei X-Drupu, Adrian Boldorescu, spune că o bună parte din treceri rămân nemarcate din cauza că drumarii nu au vopsea. Lucrările au fost oprite încă la începutul lunii iulie pentru că nu s-a găsit o companie care să se ocupe de marcaj. Boldorescu a spus că lucrările vor fi reluate când autoritățile vor cumpăra vopsea, dar nu a precizat când ar putea fi asta. Zilele trecute, la inițiativa întreprinderii la sensul giratoriu de la intersecția bulevardului Moscovei cu ale Curuso și Kiev, au fost aplicate mai multe marcaje moderne pentru a fi testate. Dacă vor rezista în timp, astfel de marcaje ar putea fi aplicate și pe alte străzi. Vor petrece o săptămână de vis. 20 de absolvenți de la internatele din țară vor avea o vacanță cum au văzut doar la televizor. Vor merge la mare în România, unde abia așteaptă să ajungă. Cheltuielile pentru cazare și transport sunt asigurate de autoritățile de peste Prut. Alexandru și cei trei colegi ai săi de cameră de la internatul numărul 3 din capitală vor porni în această seară spre Constanța. Spun că nici nu au visat ca în această vară să aibă o escapadă la mare. M-am bucurat foarte tare că niciodată încă nu am fost. Vreau să văd cum e acolo. În marea pe care nu de mult o atingeau doar în vise, se vor pălăci o săptămână întreagă. Valița au făcut-o în două minute. Spun că nu au nevoie de prea multe, prea multe de fapt nici nu au, atât doar cât se încapă într-un rucsac. Noi și-s maiorile, șorți.
Hainele. Câte tricouri acolo avea? 4. Shorts, 3 perechi. Da, de secolo, nu mă întreb mult. Ochelarii de soare? N-am. Ufuc spune că cea mai mare vacanță o are la Vadul lui Vodă, acolo ne merge aproape vară de vară. A mai fost și la Tiraspol datorită competițiilor școlare, alte orizonturi nu a mai văzut, chiar dacă s-a născut în Turcia. Am fost bucuros. Da. N-am fost niciodată la mare. La internat este de 5 ani și spune că acesta e locul la care se gândește când spune acasă. Măi, și m-am prins aici, m-am crescut. Ca o familie, ca niște frați și surori. Iumit, povestesc prietenii lui, este cel mai vechi de aici. Acum 10 ani părinții l-au lăsat la internat și de atunci duși au fost. Nu știe prea multe despre ei și nici nu-i judecă. Spune că situația financiară complicată l-a adus aici de mână. El are însă planuri mari pentru când va crește mare. Acasă? Acasă, nu știu. Aici. Asta e casa. Voi găsi o soluție ca să am viață mai bună. Înghesuită între două noptiere este geanta lui Simion, cea mai mare dintre toate. Spune că este nerăbdător să vadă cu ochii lui Constanța. Nopți la rând visează sunetul și mirosul mării. Pleaș, răzvlecați-ne în centri. Să mă omore. Vacanța la mare este surpriza pentru băieți după absolvirea celor 9 clase. Nu le-a făcut-o părinții, ci autoritățile române. Am dat examenele. Cât învățai tu zilnic? Zilnic 2 ore pe o zi. Cred că va fi o vacanță plăcută. Ne vom distra. Vom vedea mai multe locuri frumoase. Din toamnă au nevoie de forță pentru că au ales să meargă la școala profesională. De voie, dar mai mult de nevoie, au ales toți să se facă zugravi. Ce vrea tu, poate, să construiești cu propriile mâini? O casă. Casa ta, poate? Da. Să am familie, să fii fericit. Ideea de a le schimba copiilor peisajul din curte văzut de pe geam și tăiat de gratii cu cel al mării aparține autoarei proiectului Balul Fericirii, care în luna iunie a colectat sute de rochii și costume pentru absolvenții din școlile internat. Unul dintre susținătorii proiectului ne-a pus în contact cu primăria de la Constanța. Copiii vor avea un program destul de încărcat în activități, excursii prin zonă, vor merge la dendrariu, planetariu, cir, zilnic, vor avea până la prânz vizite la mare. În total, 20 de tineri din 5 internate din Benderchi și Naucioadă Lungă, Cărpineni și Strășeni vor beneficia de un sejur la mare sponsorizat de autoritățile române. Banii îngropați în asfalt spun nemulțumiți sătenii din Tănătari Căușeni despre reparația drumului din localitate. Muncitorii toarnă asfaltul direct în praf și susțin că fac ceea ce le spun șefii. Primăria a cerut ca lucrările să fie suspendate până va fi găsită o soluție. Localnicii din satul Tănătari Căușeni spun că lucrările de reparație au început pe drumul din fața primăriei, iar muncitorii nu respectă toate normele. Sătenii susțin că după ce luni au frezat asfaltul vechi, lucrătorii au și acoperit pământul cu smoală, așteptând camionul cu asfalt. Localnicii afirmă că drumarii își bat joc de stradă. Da, și nu se vede, ia uite, acolo, ia că și zvare, ia uite, și nu se vede și aici. Banii duși în aer. Ar trebui să pui niște bele ivare, să facă niște bioncă, să pui, smoala asta să aibă și să lichie asfalt și ala. El trebuie ca să ție. Aici vine o apă, ia ca, cum vine, că la noi e apă, tocmai din deal vine, s-a dus tot asfaltul. Mai mult decât atât, oamenii spun că autospeciala care a fost adusă în zonă lucrează fără niciun rost și că în felul acesta s-ar irosi banii publici. Pe trișa trebuie măcar 10 centimi. Dacă îți ploaie așa tare cum ploate vara asta, apa repede s-a rupt. Muncitorii care se odihneau la umbră când i-am întâlnit recunosc că lucrările ar fi efectuate necalitativ, dar ne-au spus că nu fac decât să îndeplinească sarcinile care vin de la șefi. Fără comentarii. Și mi spun așa, este acel de sus care comandăvește. Pe de altă parte, dirigintele de șantier afirmă că pentru această perioadă s-ar fi preconizat lucrări de frezare asfaltului vechi și asfaltare, așa că lucrările vor fi executate. Nu înțelegem cum oamenii sunt revoltați și fost drumul de făcut varianta albă, de scos până la viu, de făcut varianta albă, noi îl facem așa. Așa nu, așa e divizul, noi așa facem. Primarul satului susține că reparația va fi sistată până se va găsi o cale de soluționare a problemei. El propune turnarea unui strat de prundiș înainte de asfalt. Noi l-am frezat și noi crezi că e în două straturi asfalt. De el e numai într-un strat și a ajuns la șubionc. Am rămas nici
și așa, nici așa. În acest an, în satul Tănătar din raionul Căușeni, urmează să fie reabilitate drumuri locale în valoare de 308.000 lei. Prima stradă pe care au început lucrările este cea din fața primăriei, cu o lungime de 900 de metri. Raionul Căușeni va repara în acest an drumuri cu un buget de 10 milioane de lei din fondul rutier. O tradiție amuzantă, jucătorii nu veniți la echipa de fotbal american Denver au fost unși de membrii mai experimentați ai formației. Sportivii au dat frâu liber imaginației. Fotbaliștii care evoluează de ani buni la Denver au luat aparatul de tuns și le-au făcut câte o frizură haioasă jucătorilor transferați recent la echipă. Totul s-a întâmplat în timpul cantonamentului formației înainte de startul noului sezon. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!